Eu nu cred că putem vorbi și nu sunt la fel de optimist ca și domnul deputat, domnul președinte al Comisiei de Sănătate, de eliminarea taxei clawback. Dar în mod sigur putem vorbi de o reașezare, așa cum de fapt am început să discutăm la întâlnirea pe care am avut-o în urmă cu 3 săptămâni, o reașezare pe baze corecte acestei taxe clawback. Vă mulțumesc. Clawback diferențiat.